eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt în sfârșit colecția mea Kiko. Am așa de multe produse Kiko pentru că eu le iubesc, le ador. Sunt fantastice. Calitate și preț ok. Deci, haideți să începem cu ce am mai cumpărat, cu ce am eu în colecție. Haideți să începem. Ia să vedem. Bineînțeles, nu să vă arăt din nou toate ojele, pentru că am într-adevăr foarte, foarte multe. Astăzi m-am inspirat cu frezulica asta la cântăreața Rita Ora. De acum încolo vreau să fiu și eu mai sprint, așa. Haideți să vedem ce avem aici. Asta l-am cumpărat în ultimul timp. Este Perfect Star Gel Duo. Și este o cutiuță foarte drăguță și înăuntru are două oje din gel. Asta este top coat și asta este gelul. Este roz, așa cum îmi place mie, roz bombon. Și e foarte drăguț. O să vă fac o poză când o să mi le pun pe unghiuțe. Punem aici. Mai departe, încă mai am pe aici și alte produse. O să vă fac un alt video cu produsele pe care le-am mai cumpărat în ultimul timp. Că sunt o grămadă. Și aici avem fixantul de machiaj. Este foarte mișto. Super. Deci am face makeup fixer, fixature de machiaj. După care, ce mai avem aici? Am toate cutiuțele goale. Aici avem iar o ojă, dar este o ojă pentru asta, e oja care întărește și este și base coat și top coat. Asta o cumpărăm mereu, cred că asta este a 10-a pe care o cumpărăm. Mai este foarte mult și rosela. Aici avem un creion negru. Creioanele de la Kiko scrie foarte mișto. Dar asta e tot o lui rosela, pentru că eu cu creioanele nu prea mă împac prea mult așa. Asta este, de fapt este Kajal, de-aia scrie repede așa. Creion pentru ochi. Ce mai avem pe aici? Da, să v-am spus eu că trebuie să vă fac, o să fac un video cu toate produsele astea, le-am cumpărat în ultimul timp. Trebuie să le separ dinainte. Aici avem un primer pentru ten. Este foarte mișto. Uitați, este așa. Și bine, nu arată ca, nu e așa de bun ca ăsta de la POR, dar prețul este mai mic și are și protecție solară 50, deci este foarte mișto. E un filtru solar și e un primer foarte, foarte drăguț, îmi place cum aranjează, cum face, închide porii pielei, e mișto. Îmi place. Hai să vedem ce am mai cumpărat aici. Am niște gen. Ce de nebunii. Asta este o mască anti-age peeling pe care am folosit-o spre ca să vedem cum merge.
curăță foarte, foarte bine. Deci e și iluminantă, curăță bine, nu e agresivă pentru piele, mai ales că eu sufăr și cu cuperoză, deci sunt un pic și uscată, am și pielea uscată, dar și foarte delicată. Și asta l-am folosit ca să văd cum arată, este consistența nu este agresivă, este mai se simt grămăjoarele alea, nisipul în ele, dar foarte, foarte lejer. Este foarte bună, mi-a curățat bine pielea, punctele negre, este fain, foarte mișto. O altă mască este această 3D Lifting Gommage și asta este un scrub. Și pe asta l-am încercat ca să văd cum arată, cum face fața. E pentru fața mea, este mai bun celălalt, dar și ăsta este esfoliant, ăsta tot așa un pic, e un pic mai lejermente mai dur așa un pic. Și ăsta e fain. Vreau să vă spun că cremele, măștile nu fac minuni. Eu am studiat 3 ani de zile medicină și nu există creme care fac minuni. Cremele sunt bune să curățe, să hidrateze, să ilumineze, să opacizeze, nu întind ridurile, nu hrănește pielea. Pentru că ca să ai o piele frumoasă, luminoasă, sănătoasă, trebuie să faci o alimentație sănătoasă, plină de legume, fructe, eliminând zahărul, alcoolul și toate chestiile astea dăunătoare și pielii. Deci ca să ai o piele frumoasă, trebuie să trebuie să o hrănești în primul rând dinăuntru. Din afară se poate îmbunătăți, dar nu face minuni niciun fel de cremă. Haideți să vedem mai departe. Încă o cremă este acest anti-age, tot o mască. Chestia care mi-a făcut-o nu mi-a întins ridurile, nu au dispărut de nicio culoare. Credeam că dacă îmi dau așa, nu au dispărut ridurile, dar te simți un pic așa mai odihnită. Adică nu că te simți, ai chipul mai odihnit și nu e rea, e chiar drăguțică, nu știu. Trebuie să avem oricum grijă de noi în orice situație. Uitați, mai aveam 3 cover, uitați-mi de ele, noi nouțe, o să le dau și pe astea în giveaway-uri pe care le-am lansat în celălalt video în care vă dau cadou astea și încă altele. Parte. Ce ne fac o grămadă și nu știu de ce nu mai mi le pun în ultimul timp, n-am chef de ele. Am aici o grămadă de lucruri cumpărate și un fel de fixant pentru sprâncene. Am telefonul care nu știu, face zgomot într-una. Și ăsta este foarte bun pentru că ține, e un gel de la tot la Kiko, ține foarte bine sprâncenele, le blochează așa ca să nu se mie foarte mișto. Și ăsta cred că este al 4-lea, al 5-lea pe care cumpăr. Eu nu știu dacă România este Kiko, eu sper din tot sufletul să vină cât mai repede și la voi pentru că au niște produse wow. Așa, aici mai am încă o oje din aia 3 în 1. Aici am această mască neagră, pe asta nu am folosit-o, o să o folosesc și o să vă spun despre ea. Este o mască Energy Mask. Detoxificant Black Mask. O să vedem pentru cum merge chestia asta cu măștile astea negre, să vedem ce ne spune.
vedem dacă curăți, dacă face frumos chipul. Mai departe, aici este un lapte și un tonic, tot de la Kiko. Este clear milk and tone, lapte de machiant și rățătură tonică. Deja este al doilea pe care îl folosesc, că vedeți că e sigilat încă. Și are 200 de ml, este wow, este curăță ca lume, nu irită în jurul ochilor, îmi place la nebunie. Ce-am mai cumpărat pe aici? Mamă mia, telefonul sună într-una. Asta ce, L'Oreal, nu, o să vă la arăt într-un video. Aici am un țier anti-age. De astea sunt un pic de lusă, pentru că nu sunt nici măcar... Deci, sierul nu s-a mai am aici un skin trainer, este un CC Blur, un corector de piele, care este nemaipomenit, ți-l aplici și este aproape ca porul de la Benefit, ți închid porii, este wow. Ce mai avem noi aici? Mai am un fond de ten care încă nu l-am încercat, este nou-nouț. Este acesta. E Skin Evolution. O să vedem cum își face treaba și asta. Mai am aici un iluminant. Este foarte drăguț. Dar și drăguț este. Și este culoarea crem. Și iluminează, dar nu se poate, nu știu dacă se poate vedea. Și cam astea au fost produsele noi de la Kiko. În următorul video o să vă arăt și colecția mea, care deja o am, o să vă arăt. Am aici toate fardurile, creioanele. Așa, am o grămadă de creioane aici, o să vă le arăt pe toate. Sper că videoul v-a plăcut din suflet, pentru că mă urmăriți mereu. Vă pupăcesc și nu uitați de giveaway!